limba română e prima la catalog. V-am fost profesor? Da. Nu știu. Nu vă cunosc. Am o datorie sfântă pentru toți. În luna martie am publicat un articol cu titlul Spovedania dascălului. N-ați avut cum să-l citiți, fiindcă a apărut la oră știe. Și a doua zi, redacția a primit un telefon să-i se trimită integral textul articolului la Academia Română. Deci a fost cerut de Academia Română. În articolul acesta îmi ceream iertare, nu scuze, că v-am mințit. Și dumneavoastră ați fost mințiți de colegul meu. Și este vorba aici despre formarea limbii și a poporului român. Eu învăț aproape în fiecare zi câte ceva după ce am terminat cu școala și am citit multe lucruri care mi-au desțelenit și mintea. Articolul era o bombă, în sensul că am explicat foarte succint pe înțelesul ultimului om, nu pe înțeles academic, istoric. Așa cum face, de exemplu, Alexandru Vulpe, mare academician, care susține și în istoria românilor, în cele două volume ale Academiei, că dacii au renunțat la dialectele lor în favoarea limbii latine. Eu vă spuneam, și domnul Răsia la fel, iertat, că limba română s-a născut din latina vulgaris, așa e? Nimeni nu poate să demonstreze că a existat această limbă. Nu. Dar era vorbită de toți soldații romani și de arealul roman. În realitate era limba geto-dacă. Era limba noastră de astăzi. Iar limba latină este o limbă artificială născută din această limbă a noastră. Și explicam acolo, dacă istoricii noștri care ne mint cu privire la istoria noastră, la formarea poporului și a limbii române, ei uite, nu stau așa. Noi ar trebui să avem, că romanii n-au ocupat niciun sfert din România. Se spune 14% din Dacia. Ar trebui să avem două popoare și două limbi. Un popor latin sau român, nu știu cum se numește, din zona ocupată de către romani. Și altul, și o limbă din zona dacilor liberi. Liberi. Ori noi avem o singură limbă, un singur popor, și este limba noastră cea mai unitară. Noi nici n-am avut decât graiuri. N-am avut dialecte. Așa cum au, de exemplu, italienii vreo 1500 de dialecte, nu se înțeleg cei din sud cu cei din nord. Și ei vorbesc limba geto-dacă. Deci am fost mințit total. Și eu, și îmi cer acolo iertare, că am fost tâmpit, adică. Pentru că n-am putut judeca atât atunci. Sigur că ar fi fost periculos. Și azi e periculos. Că de ce s-au grăbit? Ia să vedem ce zice postul ăla.
Dacă ne întoarce, tot îi spune pe dos. Am revenit la Traian, în articolul acela, puțin, și spuneam așa, ăsta a fost un potropitor, a fost sau nu? Perfect. A fost un jefuitor, a fost sau nu? Da. 4 luni de zile romanii au ținut-o numai într-un piept după ce au cucerit teritoriul acesta din Dacia. Și au redus, au suspendat impozitul romanilor pe un an de zile. Vă dați seama cât au dus ăștia de aici? Să plătească atâta armată. Tributul. Extraordinar. Nu că au dus 200 de tone de ăsta sau 2000 sau 3000 de argini și chestii de așa. Nu. Păi au dus vite, cereale, vin, miere, sare, să plătească în sare. Sarea nu aveau toată lumea, doamne. Nu aveau. De acolo vine cuvântul salar. Că plăteau în sare și mulți voiau sare, dă-ți-ne sare. Era foarte căutată și făceau cu ea. Așa? După aceea, a fost anticrist, domnule. Și le-am recomandat acolo, într-o paranteză, să citească scrisoarea 92 a lui Plinius cel Tânăr, care cere sfatul lui Traian cum să-i omoare pe creștini. Pe care să-i trimită la moarte și pe care să nu-i trimită. Să-i citească. Mai mult. A devenit Traian mentor spiritual al școlii românești. Avem la Deva liceul Traian. Și mă întrebam eu, cum de preoții desfășoară acțiuni acolo, caracteristicile lor, unde îl au drept pe mentor spiritual și un anticrist. A Traian. Asta e articolul. Voi ați prins cabinetul aici? Da. L-ați prins. Dar n-ați știut că a evoluat și ăla. A fost unicul din lume. Din lumea română. Aici au venit, au fost adunați, convocați, cumpreți, toți inspectorii de română din România. Din toate județele. Și l-au declarat templu al limbii și literaturii române. Aceea au fost în sala asta, așa-i? Ei, vedeți că nu e nimic în sală. Absolut nu mai există. Oare România să aibă acest deschid? Vă mulțumesc!